știi de unde să pleci. La unde vrei să mă sui? Gard, unde vrei să mă sui? Că avea tu Audi de 2.5 și eu nu. Anul ăsta am avut 1000 de semne de întrebare puse pe mine, din cauza mea, datorită mie. Pentru că... dacă eu trebuie să stau azi după tine, te mănânc. Urme de Porsche mistreț cu motor de 3000. Până acum am folosit doar discuri rotunde. Nu pătrate n-am găsit. Minus 29. Avem 4 ani atunci. Haiți-mă! Salut! Ce faceți? Bine, am ieșit, Alex, mă plimb și eu. Cum ai mers cu pasul? Am ieșit să filmez un pic, să văd cât stau și apoi mă duc spre casă, că e frig azi. Dar măcar e soare, e frumos. Da, mă duc să văd pe Nejung Show. Hai, aveți grijă, pa, pa! Hai să o luăm prin trafic, e frumos. Dacă mă lasă, vântul. Vreau să vă urez sărbători cu bine, un Crăciun fericit alături de toate persoanele pe care le iubiți. Să aveți grijă de voi, pentru că, știți cum să spune, nimeni n-are grijă de tine în afară de tine. Și chestia asta chiar am probat-o și chiar adevărată. Așa că, aveți grijă de voi. Încercați să supraviețuiți anul viitor. BMW, Golf cu număr BMW. Mă bucur că mai avem încă un an alături, în urmă. Mă bucur că suntem în continuare aproape. Mă bucur că anul ăsta ne-am strâns mai mulți ca oricând. Mă bucur că putem fi în continuare alături. Și mă bucur că totul e frumos. Anul ăsta am trăit multe prostii, care bune, care rele. Pentru că cine mă cunoaște știe că îmi place să-mi demonstrez singur că ceva e bine de făcut sau nu. Din păcate, anul ăsta au fost mai multe dezamăgiri decât lucruri bune, dar învățare de minte, odată și odată trebuia să o fac. Și știu că anul care vine, anul următor, o să fie mai bun, pentru că asta vreau eu și pentru că știu ce să nu fac. E mult mai ușor când ai un punct de referință în spațiu și știi de unde să pleci. La unde vrei să mă sui? Gard, unde vrei să mă sui? Că aveai tu Audi de 2.5 și eu nu. Să nu vă mai țin în ceață, pentru că nu înțelegi ce vreau să spun. Mă refer la faptul că anul ăsta, cu finalul lui 22, am încercat să dau mai multă atenție oamenilor decât lucrurilor. Ceea ce e ceva normal, nu? Corect. Un lucru e un lucru, un om e un om. Doar că nu a funcționat exact conform planului sau așteptărilor mele. Și înseamnă asta? Înseamnă că oamenii dezamăgesc rău și se comportă de parcă tu ai rănit pe ei. Da. Anul următor nu vreau să mai fac asta. Îmi aduc aminte de mine cât de fericit eram când eram doar eu noaptea în atelier reparând la bicicletă fără nimeni. Asta nu înseamnă că n-am nevoie de voi. Am nevoie de susținerea voastră. Am nevoie, în schimb, de aprobarea nimănui să fac ceva sau nu, sau de acceptul cuiva să fac ceva sau nu. Cine o să mă accepte așa, bravo, cine nu, tot bravo, eu ce am de făcut o să fac, o să renunț la mai prea aproape pe cineva,
Și da, mă refer strict la iubită, nu mai vreau. În 2023 nu mai vreau. Am probat în 2022. Pur și simplu, îmi pare rău, nu vreau să generalizez. Chiar toate cu care am vorbit, toate sunt la fel. Îmi pare rău. Așa că, dacă vreau una din voi să uită la clip, bravo. Ești copia fidelă a celelalte. Așa. Mergând mai departe, anul ăsta am avut 1000 de semne de întrebare puse pe mine, din cauza mea, datorită mie. Pentru că în mintea mea, de om care în principiu, în principiu, practic și teoretic, nu mi-a spus nimeni ce să fac și ce să nu fac. Ce-i bine și ce-i rău. Am făcut strict ce am crezut eu. Și în momentul în care tu îți dai tot ce ai mai bun, asta e impresia ta. Ceva ce m-a marcat ar fi felul în care tratez oamenii și nu mă să asta cât reacția lor. Să tratez pe cineva așa cum îmi pare rău, îți frustrat și mi-i ciudă și de asta vorbesc cu voi, ca să mă mai eliberez. În momentul în care tratezi pe cineva, băi, cum poți tu mai bine? Nu te tratezi pe tine cum îl tratezi pe el? Ia! Și la urmă, totuși, să ne fii îndeajuns, e un sentiment neegalat, clar. Bineînțeles, negativ. Și o să rămâi mereu cu semne de întrebare, bă, ce-am făcut rău? Altceva ce am observat, nu sunt mândru de mine, dar în același timp îs, că sunt dragul ăla cu sufletul. Ui, așa, revenind, ceva de care am spus că am descoperit, nu sunt mândru într-adevăr, dar în același timp îs, pentru că am dovedit ceva. Vreau să spun de la capăt, de aici, de la început, am vrut să spun. Dacă eu trebuie să stau azi după tine, te mănânc. E faptul că noi băieță, mai ales ăștia care iubim sincer, nu restul care e acolo. Nu restul care își bat joc, pentru că sunt mulți care își bat joc, dar sunt și mulți care chiar iubesc sincer. Știu și așa, știu și așa. Noi așa care iubim sincer, am văzut, inclusiv la mine, eu n-am cum să-mi bat joc de un om, mai ales așa, în modul ăsta. Noi căutăm să dăm tot ce avem mai bun, clar. Nu? Te simți? Simte-te, pentru că urmează ceva frumos. În momentul în care dai tot ce ai mai bun, îți dai timpul tău, îți dai banii, îți dai sentimente, dai orice, doar ca persoana de lângă, fata, că vorbesc din perspectiva băiatului, la urmă ce să facă? Să aprecieze? Să te lase. Am făcut experimentul ăsta. Uite, ți-l recomand să-l faci și tu. Nu spune nimic, doar fără. Să zicem că ai o fată cu care vorbești, da? Ești... Sunteți împreună sau nu, sau doar îți place, fă asta și o să îmi spui ce observi. Vorbești sec. Ia să-ți scrii dita mai în romanele, tu vorbești cu, da, bine, am înțeles. Chestii de-asta, nu se pară că nu-ți pasă, doar răspunsuri scurte, rapide, scurte și atât. Să vezi cum o să continui, cum o să se roage de tine, cum o să-ți ceară mai mult, tot că ar trebui să fie invers. Și după aia, bă, tratează-o cât de frumos poți. La fiecare răspuns, dacă ea spune doar bună dimineața, tu scrii dita mai romană dimineața. În timpul zilei la fel. Spune-i ce faci, spune-i că ai mâncat, spune-i că ești bine, spune-i mult, mult, mult și foarte afectuos. Vorbește așa câteva zile și observă cum îi se schimbă comportamentul. Să vezi cum o să se plictisească. Te provoc să faci asta, ca să te convingi și tu cum am făcut-o și eu. Să vezi cum se plictisește. Să vezi că, cum deodată nu mai vrea. Să vezi cum de nicăieri nu mai găsește subiecte de vorbă. Să vezi cum începe ea să vorbească sec. Să vezi dacă nu.
Îți garantez 100% că așa se va întâmpla. Aparent, fetele nu doresc asta. Nu le place afecțiunea. Nu le place băgarea asta în seamă prea mult. Nu știu. Chiar nu știu. Dacă s-ar comporta așa o fată cu mine, îmi pare rău. Dar pe restul nu le mai văd, doar pe tine. În schimb, nu. Ele fac fix invers. Apreciez mai mult comportamentul ăsta, bad boy, răspunsurile seci, negata, chestii de-astea și nu înțeleg. Mi-am probat asta, e adevărat, dar nu înțeleg de ce se întâmplă asta. Și până o să înțeleg, nu mai vreau alte relații, pentru că toate au fost la fel. Stai, te atașezi, totul e frumos, oferi afecțiuni, gata, pleacă, nu mai îmi place. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Pasă la vreo față de noi? Nu. No. Îi pasă că avem noi inimă? Nu. No. Îi pasă? Nu îi pasă. Îi pasă cât își satisface nevoile. Atât. Îmi pare rău că spun asta. Nu vreau să generalizez nici băieții, nici fetele. Dar majoritatea băieților pe care îi cunosc chiar dau tot ce pot. Și fetele nu apreciază. Îi oferi tot ce poți, ea pleacă și pune citate pe istoric, nu mă iubește nimeni. Nu suportă nimeni dragostea mea. Care dragoste, fratele meu, care că nu accepti? Ți-o dau și nu accepti, dai cu ea de pământ. Spune în 2023, nu am nevoie să fac asta. Nu mai simt asta. În 2023 vreau să am planuri cu obiectele, atât. Am un plan o schimbare cu mașina, am un plan o schimbare cu bicicleta, atât. Și cu mine în general, atât, nu mai mult. Nu mai mult. Nu mai mult că nu merită. Așa ceva nu merită. Îmi pare rău. V-am plictisit un pic, dar am zis că drept un subiect special înainte de Crăciun, să vorbesc un pic cu voi, să vă lămuresc, poate vă ajută pe unii din voi informațiile astea. Dacă nu, mă bucur că sunteți aproape măcar. Și dacă mai aveți subiecte de discutat pe care nu le înțelegeți, nu ezitați să scrieți acolo. Tot azi vreau să testez un pic camera prin pădure. Pădure, la viteză. Încă n-am apucat să fac asta, dar să o pun pe piept, să văd cum se vede. Noul mod Hyperview pe piept. Și nu numai eu, cum vreau să vedeți și voi. Așa că stați aproape să vedem ce se întâmplă și cum arată. Și dacă vă place, bineînțeles. Aoleu, și cu copacul ăsta. Când e aici? Au trecut cu mașinile. Făcut o frută. Asta fac și eu un pic frumos pe acolo. Pe acolo trebuie să mă duc. Aoleu, nu urcă singur. Dar nu-mi pare rău. Pentru că sportul ăsta se poate practica și singur, cu aceeași plăcere. E cam periculos să vii prin pădure singur. Când pățești ceva, n-are și nici de salva. Sau suna undeva, sau ceva. O să sper și eu că nu o să pățesc nimic, ce să fac. Apropo, pentru cine nu știe, nouul nume al acestei biciclete va fi Violeta. Aparent cineva meu numit-o așa. Chiar îmi place. E cam murdară, știu, dar n-am mai avut timp de ea. Am fost ocupat 25 de ore din 8 zile pe săptămână. N-am avut timp de ea deloc. Abia aștept să stau un pic în vârf, dar nu mă opresc până în vârf. Urme de Porsche mistreț cu motor de 3000. Hai la deaua. M-a întrebat cineva ce fel de discuri folosesc. Bă, sincer, până acum am folosit doar discuri rotunde. Pătrate n-am găsit, da? Deci discuri rotunde folosesc. Camera montată pe piept. Dați-mi o părere la finalul turei. Hai să-i dăm bătaie. Hai să vedem. Stai. Așa. Ah, erai blocat? Perfect. Doar că l-am scut. Hai să vedem. Bine.
Ok. Nimic din da. Chiar aștept o notă bună, rea, aștept critici. Abar am cum am filmat, dacă a fost prea sus, prea jos. Hai până în parc, mă relaxez. Băi, nu știu de voi, chiar nu știu de voi, ăștia bicicliștii, dar eu ador să mă uit la roată în timp ce se învârte. Deci ador chestia asta. M-aș uita toată ziua. Așa nu mi-e comod, da, așa da. În spate nu prea o văd, în față da, aoleu. Ați mă duc în bordură, mă. Mă, dacă mă duc în bordură, ce faceți voi fără mine? Mă? Dacă mă duc în bordură, îmi sare trei dinți. Aoleu. -29. Avem 4 ani atunci. Ma. Băi, ce înseamnă chestia aia? Să-ți acoperi grila în loc să schimbi termostatul la mașină ca să ai căldură. Și-a pus un număr invers. Și e atent cât creier are, aoleu. Aoleu, aoleu. Mi-e milă că există astfel de oameni să trăiesc în țara asta. Mă lasă cineva? Aoleu, mă lasă. Nu, no, e extraordinar. Doar să nu dezgări. Așa, perfect. Teoretic și imediat și practic o să ajungem acolo. Ce faci, Florian? Nici nu m-am gândit că vin cu... Da, nici eu n-am știut. Mă, cât de frumoasă ești! Uite, e de frumoasă! E a mea! Da? Da! Unii de cațări! Stai cu minte! Ce faci? Bine! Ai sicare? Da! Stai să vă cum scap de pisică! Dacă, dacă mă lasă, dacă nu... Poți să-mi dai două, că vreau să dau și la niște colegi. Da, da, da. Uf, hai să văd dacă le găsesc pe aici. Singur? Mhm. Dar nu a ieșit nimeni. Uf, știu cum a ieșit acum, că e frig. A, păi de asta, nu, nu, nu m-a interesat că e frig, să nu fie apă și glod. Oh, eu am fost într-o... Ah, da, atunci era glod. Duminică era ud, glod, era urât. N-am ieșit. Ai pus să stai un tur de metru? Ha? De tur de metru? Cred că dau o tur frumos de sus. Am pus, dar nu se vede că e zi afară. Da. Nico, dacă te uiți la videoclipul ăsta, ieși afară din casă. Așa. Chiar dacă te uiți noaptea, ieși afară. Hai să vedem și ies. Bun. Trebuie să nu calc în trandafiri. Deja am unul după mine, târși. Hai sus! Aoleu! Ah, vin cu-a. Unde fugi? Uite, să-i merep de ca mine. Am cât aripa și aici. Dă-i drum. Dă-i drum, nu-ți duci nicăieri. Dar și prăpastie e mamă, măi. Trag de roată? Ha? Nu, că urc, da. Nu știu de ce e așa de abrupt pe aici. Nu știu cine mă pune să mă ții pe aici. Ah.
Mo. Dar chiar e fain cortul ăsta aici. Facem un picnic aici, prindic. Facem... Am făcut odată un picnic. Facem un picnic. Ce șmecher ești? Așa stai de ploaie. Și chiar ține, nu stai ploaie. Frumos aici. Wow, dar drept se vede tot sus. Uite pisica. Dar te vede și tot lumea. Nu, nu cu așa. Îți place bicicletă? Da. Te fură. Pa, pa, ne vedem în parc. Ah, 99% iubesc bicicleta, 1% de asta nu iubesc. Nu! Deși e viața așa de crudă. Doar despărțirile, sunt moare eu care zice asta nu merg cu bicicleta, nu știu dacă pedala se tipi. Asta nu la bicicletă ca să merg. Hai. Am încurcat frizele și am pus fața în busol. Okay. Numai să nu vii la mine. În rest nu mă deranjează, dai, se bat cu drept. Să ver. Hai, cât? Mamă, dar cu de sânge că-l sunt. Sper. Îmi place și acolo. Hai mergem cu bicicleta să moată mama. Nu-l mai găsesc pe Vlad? Faci, mă! Faci, Paul! Stai, stai să mă apropie, dacă vin acolo. Nu pot de aici. Faci, Paul! Frumos să-l lopate. Ha? Stai și stai. Faci, așa, din aia. Aia, din depul și de exact aici. Doamna, ai vrut? Vrei? Dă-o lipsă, fac. De fapt, pot faci un burger. Crezi că e urât să fac asta, nu se face ca altfel. Nu? Ei, dar ajunge până la tine. Așa, mulțumesc. Ca să fie în tema de iarnă. Ce mai faci? Am mișto, Lex, să mă plimb. Și o căldură afară, mă. Da, uite, Lex. Așa e soare. Așa e zăpadă, oare? Tu dă-i Dumnezeu, să te audă Dumnezeu. Oh, wow, cum arată. Am o bicicletă în temă de iarnă, așa. Un control pe frigul ăsta. De unde ai furat zăpadă? Mi-a dat-o de la patinoar. Dar mă las pe mine. Mulțumesc. Hai, foișor! Oh, dar l-am podobit, măi. Fain. Caut acolo. L-am lăsat în mașină, mă. Ia-și, mă, acolo. Ei, parcă ești o oaie. Ai ochii verzi, măi. Nu? Ba da. Este în sunet, dar eu am băie. Nu se vezi ce mi-a făcut ăștia la mașină, o scam ceva pe mașină. Și eu am zis că scap de farsa azi.
Dumnezeu, totul e ok. Totul e ok. Totul mi-a lipit ceva pe far. Aș pigeam pe parbriz. Mi-a lipit hârtiuții, mă. Dar ce mi-a lipit hârtiuță? Nu pot să înțeleg. Mi-a lipit hârtiuții, mă. Dar de ce? Nu știu. Aoleu! Pe asta nu. Iată, ne-am găsit de lucru. Am luat și mă uitat de-o. Mă! Mechere, ei n-am și comentat. Fain tare! Now, what's ahead of us?